Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitații noștri de astăzi sunt fostul ambasador al Moldovei la ONU și la Consiliul Europei, domnul Alexei Tulbure, și fostul viceministru de externe, domnul Andrei Popov. Bună seara, domnilor, și vă mulțumesc tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara! Pentru că ambii sunteți diplomați de profesie, haideți să începem să discutăm și să înțelegem ce se întâmplă cu rezoluția aia ONU, care ieri l-a iritat și premierul Filip, pentru că a apărut informația în Ziarul de Gardă, deci publicația Ziarul de Gardă a scris că Moldova și-a retras rezoluția depusă la ONU privind solicitarea de retragere a trupelor rusești din regiunea Transnistria a țării noastre. Premierul a zis că niciun fel de retragere, nimeni n-a cerut nimic înapoi, n-a anulat. Niciun fel de retragere rezoluției. Da. Da. A fost doar amânare, a zis premierul Filip. Până la urmă, Moldova rămâne fermă că trupele trebuie, doar că acum trebuie retrasă. Rezoluția trebuie retrasă pentru moment, pentru ca să aibă un impact mai puternic mai încolo. Asta e un fel de n-a murit, dar s-a necat, sau care a fost până la urmă? Domnul Tubur, mai ales dumneavoastră. Da, am avut ocazia să mă expun asupra acestei inițiative a guvernului, asupra acestei rezoluții. Și de la bun început am declarat că guvernul nu are o dorință sinceră de a introduce o astfel de rezoluție pe ordinea de zi. Și șansele de introducere pe ordinea zi a unui astfel de rezoluție sunt minime sau aproape inexistente. Ideea a fost de a crea o motiv informațional în jurul căruia să fac un pic de gălăgie. Era nevoie de a sublinia, de a scoate în veleag încă o dată caracterul pro-occidental, da? Așa înțelegea inițiativa asta guvernul și actualei majorități. Era așa o rusofobie rituală, așa se numea un articol publicat de mine în mass media ucraineană la această temă. Deci, sunt niște lucruri rituale. Trebuia de reiterat poziția pro-occidentală, pro-europeană și anti-rusă acestui guvern, pentru că la acel moment când guvernul ieșit cu această inițiativă, ieșise avizul Comisiei de la Veneția, unul foarte negativ, care vorbea despre imposibilitatea schimbării sistemului electoral. Deci asta e, trebuie să reiterăm încă o dată sau să repetăm un gând foarte simplu, că principala recomandare a Comisiei de la Veneția în privința legii electorale este că legea nu trebuie să fie schimbată. Asupra acestui lucru noi trebuie să ne focusăm. Și această principală recomandare a fost ignorată de guvern și ca să dreagă busuiocul un pic, au ieșit cu această inițiativă. Odată s-a reușit de a introduce pe ordine de zi adunării generale a ONU chestiunii cu conflictele înghețate, pentru că asemănătoare după temă, da, aceste întrebări în 2006. Dar acolo au fost niște circumscripții specifice și niște eforturi s-au întreprins și eu știu cum, cât e de greu să introduci o astfel de chestiune pe ordine zi și după asta să menții această chestiune caldă sau fierbinte, pentru că poți introduce, trebuie să organizezi dezbatere, acest dezbatere trebuie să aibă un rezultat oarecare. Până la urmă, dacă nu greșesc, nu? Dacă să fim... Eu vă spun ca și formatul 5+2. Corect. Format este înghețat. Noi am introdus atunci, în 2006, chestiunea conflictelor înghețate în zona CSI sau Guam, țărilor Guam, nu mai țin minte cum era denumirea acestei chestiuni, și n-am fost în stare să organizăm nicio dezbatere pe această chestiune în adunarea generală. Eu nu știu care este soarta acestui punct, probabil a fost retras, de aceea pentru că noi permanent n-am putut mobiliza susținere pentru aceste dezbateri din partea Uniunii Europene, în primul rând, și partenerii noștri principali, pentru că adunarea, până la urmă, trebuia să voteze pentru rezoluție. Dacă chestiunea este introdusă pe ordine de zi, trebuie să fie dezbătută și, la urmă, trebuie să fie adoptată o rezoluție. Șansele pentru a adopta o rezoluție erau minime. Adică nici Bruxelles nu vrea să supere cumva Moscova? Într-un fel, da. Pentru că Rusia trebuie de înțeles, mai ales în ONU. ONU nu este
îmi cer scuze că eu cam primă, unul nu este platforma propice, să zicem, uh-huh, pentru dezbateri de felul ăsta, pentru că Rusia este membru permanent al Consiliului de Securitate, acolo sunt foarte, foarte, foarte multe probleme care, în care participă Kremlinul și, și chestiunea retragerii trupilor din Transnistria este la coada priorităților puterilor mari. Domnul Popov, adică asta e un fel de știri pentru Chișinău, ca moldovenii se uită la știri și spun că bravo guvernul, sau asta chiar împotriva Moscovei, să le dea lor în lege, să le arate că ei sunt un guvern antirus și strict pro-european. Chiar dacă știu că soarta acestei rezoluții este moartă din fașă. Eu aș vrea să fac două precizări la ceea ce a spus colegul Alexei Tulburi. În primul rând, să fac o constatare, și anume că subiectul cu privire la staționarea ilegală și necesitatea retragerii necondiționată a trupelor rusești din regiunea transnistreană este una din puținele constante în toate guvernările din Republica Moldova din 92 încoace. Indiferent că a fost guvernul Druc, după aia guvernul Sanghele, după aia guvernul Ciubuc, Sturza, Tarlef, Grecean, Filat, Leancă, Gaburici, Streleț, Filip. Ce memorie! Toate aceste guverne, prin ministerele de externe, au ridicat problema și în termeni foarte asemănători. Au fost foarte puține nuanțe. Eu nu sunt de acord, sau nu am motive să nu cred în sinceritatea acestui demers a guvernului. Nu apăr acum guvernul, doar vreau să văd. Eu nu am datele necesare să spun că acest guvern din start a zis că ne jucăm, cu siguranță, componenta PR-ului a fost esențială. Așa. Dar există, domnul ambasador cunoaște mult mai bine procedurile ONU. Eu am fost 2 ani și jumătate ambasador la OSCE, un cadru mai propice, în cadru în care Rusia nu are drept de veto, dar spre deosebire de organizația globală ONU, în care sunt peste 190 de state, din Africa, Asia, Australia, America Latină, rezoluțiile se adoptă cu o majoritate simplă. Și au o valoare simbolică foarte importantă. Una din recentele rezoluții care vizează regiunea noastră este cea din martie 2014, în care majoritatea statelor, inclusiv Republica Moldova, a condamnat actul de anexare a Crimeei. Sigur, o asemenea rezoluție la capitol și Rusia a fost împotrivă, cu alte 8-9 state. O asemenea rezoluție privind retragerea forțelor militare străine, așa este formulată această propunere a Moldovei, ar avea o însemnătate simbolică și ar fi un iritant pentru Rusia, ar fi de natură să incomodeze pozițiile și imaginea Rusiei pe arena internațională. Rusiei nu-i place această inițiativă. Dar procedura este foarte complicată. Și pentru a clarifica poate puțin ce s-a întâmplat, după ce, și este aici o legătură pe care o văd destul de strânsă, subiectul retragerii trupelor rusești, el a fost iarăși în toate discursurile la sfârșit de an, în luna decembrie, are loc sesiunea ministerială a ministrului de externe OSCE, asta este formatul, în care delegația Republicii Moldova din 90, realmente din 94, summitul la Budapesta, chiar mai înainte, nu enumeră, în fiecare an, delegația Republicii Moldova aproape prin regim copy-paste, copie și repetă în, cu alte cuvinte aceeași teză. Trupele ruse, componenta lor care ține de grupul limitat de forțe rusești care se află fără nicio bază juridică, fără acordul statului gazdă, și contrar prevederilor constituționale și contrar angajamentelor internaționale a Rusiei pe care le-a asumat Federația Rusă la summitul OSCE de la Istanbul în noiembrie 99, că aceste forțe trebuie retrase. Doar că acum s-a fost un lucru diferit. Acum despre aceasta, pe 12 iulie, la New York, a vorbit cel mai influent om din Republica Moldova cu cele mai multe posturi de televiziune, care dintr-o dată s-a apucat să vorbească la toate buletinele de știri despre asta, creând impresia că este o schimbare fundamentală, că iată până acum alte guverne n-au avut curajul. Dar iată, domnul Plahotniuc a venit și a spus. El a spus asta la New York, la un alt forum internațional socialist, nu contează. Ce s-a întâmplat? Peste câteva zile a fost declarația Parlamentului, pe 21 iulie, exact la o zi după votarea votului mixt. Într-un fel sunt de acord pentru a schimba accentele,
Iar după aia a fost, la sfârșit de august, inițiativa Republicii Moldova de a introduce acest subiect pe agenda adunării generale a ONU. Premierul Filip, când a fost la ONU, a vorbit la segmentul înalt, de asemenea a vorbit despre asta. A avut mai multe întâlniri, doar că pentru a răzbate și a discuta și a supune votul la această rezoluție, tu trebuie să te asiguri de două lucruri. Una, că nu ești de unul singur. Nu te pornești așa de capul tău. A spus chiar și cel mai influent om și hai toată lumea. Washington, Bruxelles, București, Tallinn, Kiev s-au trezit și susțin Moldova. Nu. Fiecare are prioritățile sale. Și înainte, dar să termin acest gând. Înainte de a lansa o asemenea rezoluție, de asemenea învergură, tu trebuie să sondezi opinia partenerilor tăi. Sunt ei gata? Când? În ce condiții? În conexiune cu ce subiect? Asta e primul subiect. Iar acum ce s-a întâmplat? Moldova a trâmbițat despre această rezoluție două luni de zile. August, septembrie, Moldova, ONU, rezoluție, retragere, pa. S-a creat impresia despre care a vorbit domnul Tulburi, că acest guvern este mai antirus, mai tare, mai curajos. Deci nu este. El spune la capitolul retragerii. Cam aceleași lucruri care le spunea înainte. Doar că a venit timpul acțiunilor și procedurilor ONU, care sunt foarte precise și complicate. Și de ce s-a amânat? S-a amânat fiindcă există un filtru. Înainte de a fi supus votului în adunarea generală la 190 și ceva de state, tu trebuie să treci primul filtru, așa numitul comitet general. Din care fac parte toate, inclusiv statele membre permanente, inclusiv Rusia. Și acolo, când Moldova a introdus acest subiect, Moldova nu este membru. Federația Rusă a condiționat, a propus un amendament, nu doar retragerea completă a forțelor militare străine, dar și, virgulă, în condițiile, provided necessary conditions are in place, dacă sunt condițiile necesare create, făcând trimitere la progrese în conflictul, în negocierile. Iar noi categoric respingem orice condiționare și orice sincronizare. Și atunci Republica Moldova, delegația noastră, pur și simplu a înțeles că dacă se supune votului, noi nu avem asigurată majoritatea, nu putem accepta acest amendament al Federației Rusă, care schimbă cu totul natura demersului. Și atunci am propus să retragem pe agenda. Ea nici nu a fost pusă pe agenda ONU. Am propus să amânăm dezbaterea acestei propuneri la o altă ședință a Comitetului decembrie, ianuarie, când va avea loc. Dar problema este că această componență va rămâne. Când s-a modificat Federația Rusă tot va rămâne acolo. Adunării generale. Și eu cred că din start, mie mi-a fost destul de clar din start, dar după ce am vorbit cu câțiva diplomați străini, americani și europeni, am văzut că ei nu sunt, în primul rând, ei au fost luați prin surprindere de această inițiativă. Și nu au privit cu ochi buni faptul că Moldova se avântă în asemenea jocuri globale în care nu sunt vizate doar interesele noastre și altor parteneri, fără măcar o minimă prealabilă consultare să vezi unde stau partenerii. Adică subiectul ăsta se amână pentru anul viitor deja? Gata, l-am închis? Nu, se amână pe tot timpul, da. Pe totdeauna. Data trecută, situația absolut identică. Același punct pe agenda cu retragere, cu dezmorțarea conflictelor și mai departe, amorțite, înghețate. Noi atunci am pierdut votul în Comitetul General. Noi am ridicat problema în Comitetul General. Noi, eu am dire reprezentanții Moldovei, Georgiei, în primul rând, și eram asistați de cei din Azerbaidjan și Ucraina. Am pierdut votul în Comitetul General și după cutumele adunării generale, ONU, nu se mai ridică problema în plenul adunării. Dar asta nu e o regulă a procedurii. Noi am proces la un comportament mai puțin ortodox și am ridicat problema și am rugat să fie pus oricum, să fie pus la vot. Pentru că noi am calculat prezența în sală și prezența era în povara noastră. Și s-a votat în timp de 2 minute și noi am reușit să facem ceea ce până la noi nu s-a reușit în 15 ani. Și asta, Federația Rusă tot era luată prin surprindere și așa mai departe, încercau și adune. În ce an a fost asta? Asta în 2006. În august, septembrie, în august 2006. Bun, acum vă spun cum a fost, dar încă o dată repet, asta a fost o lovitură simpatică și o mișcare așa impunătoare, dar noi așa și n-am mai reușit să organizăm dezbateri pentru că n-am avut suport. Dar atunci subiectul a vizat exclusiv conflictele despre retragere acolo. Nu, acolo era tot.
Adică toate aspectele acestor conflicte puteau fi abordate în cadrul acestui... Dar în textul rezoluției, din câte mi-aduc aminte, subiectul... Rezoluție nu s-a ajuns la rezoluție. Nu, noi... în proiectul rezoluției. Atunci rezolvă despre conflicte. S-a formulat punctul pe agenda, asta a fost. A fost o notă informativă. Ceea ce a spus domnul Popov este extrem de corect. Eu aici sunt de acord cu analiza făcută de dumnealui, însă ce... Asta denotă un simplu adevăr și un lucru care după mine este foarte clar. Că guvernul Filip și în cazul acestei rezoluții, în cazul acestei inițiative, a acționat așa cum acționează el acum atunci când iese domnul Plahotniuc, președintele Partidului Democrat, și anunță despre ceva, începând de la... regulile de circulație și terminând cu reforma școlară și mai departe. Uh-huh. Asta nu e inițiativa guvernului. Nu guvernul a dorit să arăte mai activ în acest domeniu, dar svetnicii lui Plahotniuc au spus că ar fi bine ca pe fundalul acestor lucruri care se întâmplă, uh-huh, că noi am avut susținerea până acum, dar acum cu schimbarea acestui sistem electoral o să luăm un pic la moacă și o să schimbi un pic imaginea și așa mai departe. Dar să ieșim cu mișcare așa la scară internațională, simpatic. Vociferatul Plahotniuc la ședința Internaționalei Socialiste, după asta a ieșit Filip și ei au creat pe loc drept, au creat un eveniment în jurul care s-a trâmbițat foarte mult. Asta e toată ideea. Domnilor, haideți să... S-a amânat și niciodată, cel puțin în apropiatul viitor, nu s-o va întoarce la această rezoluție. Dar haideți totuși să-i dăm cezarul ceea cezarul. În cazul nostru, cezarul fiind PD-ul în frunte cu Vladimir Plahotniuc. Faptul că a cerut la ONU, cum spuneți dumneavoastră că asta în fiecare an din 94 încoace, este una. Dar guvernul nostru îl trimite pe Rogozin la plimbare, prin declararea sa persoană non grată. 5 ambasadori, prima dată în istorie. 5 diplomați, îmi cer scuză. Au fost trimiși acasă. Zi de zi noi avem știri la poliția de frontieră că delegații rusești nu sunt primite, nu sunt acceptate pe teritoriul Republicii Moldova și sunt trimise înapoi la Moscova. Asta totuși nu este doar de ochii presei, nu? Funcționarii moldoveni demnitari nu merg în Rusia de vreo 8 luni de zile. Oh. Moldova de două ori la rând în mai și acum în octombrie a participat la nivel minim de ambasadori la ședințele Consiliului Primilor Miniștri CSI. Și multe a fost arestat pentru trădare de patrie. Domnul, astăzi a fost oprită delegația care mergea la formul Club Bells. Da. Așa, domnul Turbure, noi știm că dumneavoastră nu-l aveți deloc la inimă pe Vladimir Plahotniuc și pe deul său. Eu le-am spus împreună cu domnul Popov. Trebuie de apreciat. Ce de apreciat? Că Moldova, în sfârșit, nu se teme de ursul rus și îi arată și lui locul. Încearcă măcar un piculeț. Bine, eu o să încerc să fiu foarte obiectiv și corect și echilibrat în ceea ce o spun acum. Eu aș fi înțeles, adică eu înțeleg într-un fel ceea ce s-a întâmplat domnului Rogozin, că el a fost declarat persoană non grată. Eu înțeleg, poate, într-o măsură oarecare, declararea persoană non grată acestor cinci diplomați. Da. Poate în privința anumitor propagandiști, pentru că nici jurnaliști nu pot fi numiți, unii care au fost opriți pentru că aveau scopuri. Dar eu, de exemplu, nu înțeleg de ce trebuie să fie oprit delegația de astăzi, de exemplu, care merge la forumul economic. Eu nu înțeleg ce se întâmplă cu cei care vin din Federația Rusă, de ce? Pentru că acțiunile serviciilor noastre sunt imprevizibile, nu sunt explicate, nu sunt transparente. Dacă noi avem, să zicem, nivelul de zero relații sau nivelul zero de relații cu Federația Rusă, asta e una. Suntem în stare de război. Noi trebuie să înțelegem de ce e așa atitudine. Eu, altfel decât dorința actualilor autorități de la Chișinău de a se arăta
foarte duri, foarte radicale în relațiile cu Federația Rusă, care are probleme cu Occidentul, nu pot găsi explicații. Domnul Turbure, dar faptul că putem noi să testăm împreună această guvernare cât de tare vrem noi și cât de tare ne place. Asta nu, nu, eu am vrut. Dar faptul că pe ai noștri demnitari îi umilesc tot timpul la intrarea în Moscova, în aeroportul din Moscova. Noi, repet încă o dată, și mie poate nu-mi placă această guvernare, dar totuși... Nu, eu aici sunt de acord. Noi trebuie... Dacă sunt umiliți, noi trebuie să avem reacții adecvate și așa mai departe. Însă noi umilim sau oprim sau întreprindem niște măsuri represive față de niște oameni care n-au contribuie într-un fel la bunii relații între două state, adică nu între două guvernări, două state, două popoare și așa mai departe. Aici trebuie să fie o logică oarecare. Aici tot trebuie de a distinge dintre funcționari, dintre businessmani, jurnaliști, oameni de cultură și așa mai departe. Asta unul la mână, doi la mână. Eu aș înțelege dacă ar face asta Ghimpu sau cineva, dar când face asta o guvernare în fruntea căreia să află un om care retransmite pe teritoriul Republicii Moldova niște canale, da, niște canale rusești, face bani din treaba asta. Pentru mine asta e o dedublare a personalității. Asta sunt niște situații și absolut strane, inexplicabile și ipocrit într-un fel. Eu voi completa, dacă îmi permiteți, când spuneți dumneavoastră că demnitarii moldoveni sunt supuși masiv umilințelor la vamă sau de serviciu de graniță rus, eu am auzit de câteva asemenea cazuri, chiar am vorbit cu un viceministru la o instituție, nu mai este, care a fost subiectul unui asemenea tratament. A fost oprit pentru o oră, dus într-o cameră, viceministru, unui organ important sau un fruntaș de la Procuratura Generală, invitat chiar de Procurorul General al Rusiei. Au fost asemenea câteva cazuri. Eu nu știu cât de numeroase au fost ele. Dar în asemenea cazuri, tu răspunde simetric. Și atât vreau să dau un exemplu foarte elocvent. Atunci când, vă duceți aminte, cred că era sfârșitul lunii februarie, când dita mai prim-ministru Filip și dita mai speakerul Candu, flancați de ministrul justiției și ministrul de interne, îl invită pe cine? Ambasadorul Rusiei. Asta e treaba unui viceministru de externe, maxim. Și mânează nota cu camere, cu știri și îi spun, unu, voi ne umiliți, dar noi nu mai mergem în Rusia. Apropo, până acum, demnitarii noștri nu vor merge. Miniștri, viceministri, secretari de stat, șef de direcție, nu o să meargă în Rusia. Și peste trei zile, la Chișinău vine viceministrul Rusiei de externe. Că se întâlnește conducerea noastră, bine mersi. Eu așa aș recomanda, dacă eram în poziție asta de... Asta s-ar fi numit simetric. Eu în poziție de recomandare, cu tot respectul față de calitățile profesionale a domnului Grigori Borisovici Carasin, aș fi recomandat, dacă eram viceministru sau eram ministru extern, spun domn prim-ministru, haideți să mai așteptăm înainte de a transmite această notă, așa, prin, în direct. Haideți să, în primul rând, cu domnul Carasin, să mai ținem puțin la frontieră vreo oră, iar după aia să vină să-i spunem, domnul Carasin, cum vă simțiți? Iată așa s-a simțit domnul X, Y, Z. Și acum, haideți, înainte de a face public acest subiect, noi vă rugăm, iată ce text de notă avem noi, așa în privat, fără camere. Haideți să încercăm să rezolvăm. În cazul nostru, ca și cu expulzarea sau declararea persoanelor non grata celor 5 diplomați, eu n-am date, dar bănuiesc că serviciile noastre competente au baza probatorie necesară și admit că există motive să credem că ei într-adevăr și-au depășit mandatul și se ocupau cu ceea ce nu trebuie să se ocupe. Întrebare. De ce state care au relații tradițional tensionate cu Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, mai expulzează și ei diplomații ruși? Dar nu fac în direct, înțelegeți? Nu fac câte 5 i-aduni. Deci mie această acțiune, absolut clar, și eu tocmai atunci era la Chișinău viceministru leton de externe, îmi cer scuze că dau pe sursele la sfârșit de mai. Și îl întreb, dar la voi cum se întâmplă? Zic, se mai întâmplă. Dar noi facem frumos, diplomatic, nu pentru a antagoniza, pentru a ne face corect treaba și a pune la punct. Ori, în cazul nostru, și aici sunt absolut de acord cu Alexei, că acțiunile care vizează frontul rusesc din partea guvernării, la fel cum acțiunile care vizează flancul sau frontul occidental din partea președintelui, sunt subordonate nu interesul național, în primul rând,
dar sunt instrumentalizate în lupta politică, care are un scop foarte bine determinat, și anume construirea unui sistem politic bipartit, în care să existe o forță puternică, mare, de temut, domn Dodon, socialiștii, în spatele cărora stă Putin și Kremlinul, și care iată, câștigă alegerile. Și atunci, doamnilor, haideți să uităm de toate neînțelegerile noastre cu corupție, cu furtul miliardului, haideți să ne unim forțele grămăjoare în jurul nostru, Partidul Democrat, guvernarea. Fiindcă asta e pericolul real. Asta e pericolul. Real unei situații de confruntare geopolitică artificială. Așa. Și în sistemul respectiv, eu văd că și președintele Dodon exagerează cu mesajele și întâlnirile lui de două ori pe zi, ba cu un mitropolit, ba cu un preot din Rusia, ba cu artiști, ba de la turism, ba de la vamă, ba de la actori. Dom'le, păi, dacă faci inventarul întâlnirilor președintelui țării, tu observi că el... Lucru fără precedent. Noi am avut doi premieri, ai Ucrainei și ai României pe parcursul anului. Ei, vis-a-vis de reședința lui, se întâlneau cu prim-ministru Filip, l-au evitat. Deci, pe linia președinților, relația cu România și Ucraina e moartă, dar în schimb, la superlativ cu Rusia, pe când pe linia guvernului este o relație, cred că, fără precedent de bună și intensă cu Ucraina, cu România, dar o relație care merge spre conflictualizarea cu Rusia deseori necesar. Și asta mă conduce la concluzia că acest este partea unui joc de PR și nu e vorba nici de cum de interese de politică externă, și este vorba în primul rând de poziționare de politică internă și internă. Repet, pentru PD ce este important? Ca să existe spiritoarea rusească, ca PD-ul să apară ca singura forță care este de la bot, nu se teme, s-a ridicat din genunchi, cu toate că în privința retragerii nu face altceva decât au făcut precedentele. Așa. Și atunci toate celelalte forțe pro-europene, și sunt două tipuri, sunt liberalii și unioniștii, pe de o parte, pe de altă parte este, sau trei, liberalii unioniștii, pe de altă parte este Iurie Leancă, și pe de altă parte este pasul și daul lui Maia Sandu și Andrei Năstase și Pelidemiu. Iată, toate aceste trei forțe, sau tipuri de forțe, grupuri de forțe, toate pro-europene, lor li se transmite un mesaj. Oameni buni, hotărâți-vă! Ce vă sperie mai mult? Rusia? Sau discuțiile astea sterile, corupție, furtul miliardului, stat capturat? Nu. Noi, pericolul principal, existențial, este Dodon, câștigarea legilor parlamentare, în spatele lui Rusia, ne va întoarce spre Rusia, de aceea terminăm cu toate discuțiile astea și acuzațiile noastre, că acuzându-ne pe noi, pe PD, pe Vlahodniuc, pe guvernare, voi slăbiți stadiul asta principală, care este singura capabilă să oprească Rusia. Și nu-i plan genial, domnul Popov. Chiar e plan genial, nu? Nu e plan genial. E un plan foarte primitiv și eu cred că o prins până acum. Nu știu dacă va prinde pe viitor. Domnilor, o întrebare. Domnilor, voi sunteți diplomați. Cutumile diplomatice, ce zic în contextul președintelui Dodon, că n-a avut întrevedere cu cei doi premieri? Șeful statului român, șeful statului ucrainean nu trebuie să întâlnească anul ăsta, pentru că președinte nou, țări vecini, eu nu prea pricep, de asta vă întreb. Adică nu, eu știu că nu sunt obligați. Nu, e situație nenormală. Îmi spun eu opinia și pe ei. Bineînțeles că e o situație absolut nenormală, când după un an de mandat președintele statului nu a avut nicio întrevedere cu cei doi vecini, conducerii conducătorii statelor vecini. Nici cu un demnitar însemnat, cu excepția ambasadorului României? Să nu vorbim, da, despre... Da, adică nu-s contacte. Și în genul contactele președintelui sunt așa, foarte strane, să zicem, da, Federația Rusă, e clar, pentru că asta prinde la acest joc geopolitic. Asta clatină pe pendulul ăsta geopolitic și aici Dodon este obligat, nu știu în ce măsură el... de sine stătător, deci poate este stimulat, sunt anumite înțelegeri acolo. Iranul, Corea de Nord. Turcia, Corea de Nord, nu, așa Corea de Nord, na. Au fost reprezentanții lui, el nu a fost, da. Azerbaijan, Belarus, dar și asta, Ungaria. Asta înseamnă... Nu, a fost Bruxelles, după Moscova și a fost prezentat acea vizită ca un succes, dar
Având în vedere că după asta nu mai urmat contacte serioase, eu cred că a fost un insucces. Deci au creat impresii nu prea bune acolo. La Teheran cu Mogherini, dar așa, în marja inaugurării și în august. Teheran s-au întâlnit și cu Mogherini și cu Rogozin și așa mai departe. Marginile mai multor evenimente, orice se întâmplă. Asta e. Dar noi vorbim despre vizite de lucru oficiale în capitale respective. Acum vreau să ne vedem. Deci noi vedem că el este acceptat sau pleacă acolo unde în zona statelor autoritare, acolo unde sunt niște conducători care probabil în opinia lui sunt conducători model. Astăzi el a vorbit, sau nu astăzi, ieri la linia asta direct, el a răspuns la întrebări și el a vorbit că idealul lui ăsta e Republica Prezidențială, în fruntea care este un președinte, cum este Aliyev, Lukashenko, Putin și așa mai departe. Bine, Domn Popov, eu chiar acum am deschis pagina la președintele Dodon. Astăzi am avut o întrevedere cu înalt preasfințitul Corneliu, metropolit al Moscovei, patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse de Rizvei. Și cu Zinaida Grecian, am avut o întrevedere. Da. Ieri cu altcineva, cu niște actori, de la turism, de la sportivi, cântăreți. Eu zic așa, dacă faci un inventar a întâlnirilor președintelui Dodon, cu demnitari, oficiali, oameni de tot felul, din toate sferele, din Rusia și vizite lui, și le pui ca așa toate, tu faci așa ca două volume din Văina Emir, să spun. Ai ca așa două volume. Da, volume. Dacă încerci să vezi care au fost întâlnirile cu partenerii occidentali și cu vecinii Ucraina și România, va fi așa o broșurică subțirică. Sunt convins că probabil de câteva ori mai multe întâlniri și discuții au avut doar cu oameni politici sau din spațiul societății, medio-academic, artiști, ruși, de câteva ori mai mult, decât cu toți reprezentanții mapamondului, să zicem așa, reprezentanții Occidentului. Ori președintele Dodon se comportă, îmi cer scuze, ca un mega om de legătură dintre Moldova și Rusia sau ca un mega ambasador, de fapt, al Rusiei în Moldova. Așa este perceput și ce oarecum mă miră că el nu doar că acceptă această postură, dar el o promovează, o cultivă din răzputeri, contrar sarcinei președintelui să fie președintele El a declarat că el nu e președintele tuturor, aici e de-am. Deci miza ambilor puteri de la Chișinău sunt parlamentare de anul viitor. Și atât. De asta se merge așa cum se merge. Miza este puterea să fie păstrată în mâinile celor care o dețin astăzi. Doamnelor și domnilor, pe această notă luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnilor, haideți să vorbim succint despre referendum care a fost și nu prea are rost deja. Să-l discutăm, dar eu vreau să înțeleg totuși cine a avut de câștigat, pentru că am văzut un rezultat și 17 păreri. Partidul Democrat a spus că a pierdut stânga și a câștigat dreapta. PAS-ul a zis că, sau platforma a zis că a câștigat Vladimir Plahotniuc. PAS-ul doamnei Maia Sandu a spus că referendum a fost un vot de blan pentru regimul Plahotniuc Dodon, deci ambii. În opinia domnul Dodon a zis-o că divinul e Maia Sandu și Andrei Năstase. Domnul Ghimpu a spus că e foarte bine și îl avantajează rezultatul și a câștigat Dorin Chirtoacă. Deși Dorin Chirtoacă nu revine la primărie. Dar în opinia domnilor voastre, cine a avut de câștigat? Nimeni nu a avut de câștigat. Au pierdut chișinăuienii, în primul rând. Democrația a pierdut în Republica Moldova. Bugetul a pierdut. Nu, toți au pierdut. Dar nu știu cine a avut de câștigat. Imaginea, în opinia mea, imaginea și socialiștilor, și opoziției pro-europene, PAS-ul și DAU, au avut de pierdut. PD-ul, el nu știu dacă mai are încotro să mai piardă, el așa nu are imagine bună. De ce spun așa? Pentru că eu accept ideea, că toată lumea o percepe ca o chestie deja, mă rog, foarte clară pentru toată lumea, că a fost un joc între PD și PSRM, a fost un joc în măsura în care PD-ul Plahotniuc le-a permis
socialiștilor să pornească acest referendum. Nu ține minte, societatea civilă nu a putut să, să pornească. A fost oprită la, la etapa înregistrării grupului de inițiativă. Dar asta a fost o ocazie, a fost o ocazie pentru toți care îl consideră pe Chertoacă un, un primar prost, un primar care nu, nu s-a isprăvit cu funcțiile sale, a distrus practic Chișinău, a acceptat lucruri foarte urâte în Chișinău, a favorizat membrii partidului său în, în întindere și așa mai departe. A fost prins cu această mașinărie cu parcarea și așa mai departe. Deci toți care îl consideră pe, pe, pe Chertoacă un primar nu, nu prea bun, ei trebuiau să-și consolideze, consolideze eforturile. Asta era opinia mea și eu cred că noi puteam merge cu toții la acest referendum, puteam vota, pentru că votam împotriva hoției și corupției în, în Chișinău. Și 2-300 de mii puteau fi scoase la... Dreapta s-a temut că va fi asociat cu socialiști? Dreapta s-a temut de ce, de ce s-a temut tot timpul, că va fi asociat cu socialiștii, că chestia asta va fi instrumentată politic de PD și așa mai departe. Oricine ai face dreapta sau oricine ai face tu, oricum vei fi vinuit, da, blamat, tot asta va fi instrumentat, manipulat în felul ăsta. Nu? Dreapta trebuie să aibă deja o imunitate anumită față de chestiile astea și să, să judece un pic altfel. Noi trebuie să înțelegem un lucru, că am fost împărțiți, am fost scindați și prin asta am fost manipulați și, și fintați de, de putere. Forța opoziției este în unitate. Eu, asta nu înseamnă că noi trebuie să ne ducem să botezăm împreună copiii, socialiștii cu liberalii, cu PAS-ul, cu DAU și așa mai departe. Este o agendă foarte clară, depolitizarea instituțiilor, deoligarhizarea Moldovei. Și în anumite privințe, acest referendum oferea o posibilitate de a, de a întreprinde un efort comun. Eu nu spun că el putea să, el să solda cu, cu succes. Putea fi, putea fi rezultatul similar, dar opoziția își testa capacitățile în, în acest exercițiu democratic, din punctul meu de vedere, în Chișinău. Își vedea forța de mobilizare și așa mai, și arăta forța de mobilizare și așa mai departe. Și de ce nu poate să găseau anumite modalități de interacțiuni chiar cu un astfel de partid cum este PSRM-ul? De ce spun chiar cu un astfel de partid cum este PSRM-ul? Pentru că în opinia mea PSRM-ul tot mai puțin și mai puțin seamănă a partid. Pentru că PSRM-ul nu îndeplinește misiuni și sarcini politice. PSRM-ul mai degrabă seamănă cu o grupare care deservește interesele lui Dodon și Plahotniuc. Și care îmi miroase că zilele astea să ia concurându-se a puterea. Ce înseamnă asta? Atunci când tu nu ești... partidul nu este unit, nu este închegat prin idei comune, prin, prin năzuințe comune, prin convingeri politice, printr-o doctrină oarecare, dar prin interese care se schimbă fiecare 2-3 săptămâni, o lună, asta demoralizează. Asta transformă acest partid într-o structură sau într-o pradă foarte ușoară pentru cel care vrea să-l, să-l dezmembreze, să-l distrugă, să-l folosească în propriile... De aceea eu spun că șansele acestui partid pentru viitoarele legi parlamentare, poate noi mai târziu vom fi vorbit despre asta, dar dacă eu, mă rog, am preluat, scad pe zi ce trece. Scad pe zi ce trece. De aceea, încă o dată, întorcându-mă la referendum, eu cred că greșeala socialiștilor a fost că ei au privatizat această idee și acest exercițiu, chiar dacă spun că nu, dar aparent așa, au fost perceput toată lumea. Și nu au procedat corect cei care au decis să boicoteze. Pentru că aici, cu
sacrificii foarte minimale pentru imagine și mai departe, se putea de încerca de participat și de a elimina din fruntea primăriei un om care e totalmente discreditat. Acum noi avem o situație absolut sălbatică, când în fruntea primăriei va rămânea o persoană nealeasă, pusă acolo, numită. Primarul a câștigat, dar asta, poate reveni. Da, primarul nu va rămâne. Eu vreau să subliniez o chestie foarte importantă. Este încălcat principiul fundamental a autonomiei și a democrației locale. Ce n-ar spune cei care spun că legea a fost respectată? Legea, în primul rând, care a fost adoptată, modificările la legea cu privire la statutul municipiului Chișinău, a fost adoptată cu încălcarea tuturor principiilor și cerințelor Consiliului Europei. Această lege trebuie să treacă prin expertizare. Formulările care au fost introduse și înaintate de GIMP, de Partidul Liberal, nu erau acceptabile atunci. S-a străduit pentru nepoțul, să-i consolideze poziția, așa mai departe, până la urmă a căzut în propria capcană. Și aici închei. Acum noi avem o situație inacceptabilă. În fruntea primăriei, adică sunt încălcate toate principiile autonomiei locale. În fruntea primăriei este un om care nu are dreptul politic și nu are dreptul legal, într-un fel, stă acolo. Cât de bun manager n-ar fi doamna Silvia Radu, nu știu, bun e manager sau nu, dar o situație din care noi trebuie să găsim să dacă găsim îmi permiteți, atunci când am spus cine a avut de câștigat și pierdut, eu spun întâi simplu. Cel mai mare câștigător indiscutabil a fost Partidul Democrat și liderul acesta. Cel care a pierdut mult a fost Partidul Socialiștilor, dar ei au și câștigat puțin, dar din mobilizare așa. Cei care n-au avut practic nimic de câștigat și puțin au pierdut au fost partidele dreapta Maia Sandu și Andrei Năstase. Să mă explic. Structura. Pentru Vlad Plahotniuc au fost importante câteva lucruri. În primul rând, cum spunea și Alexei, și lucrul este la suprafață, Silvia Radu n-a apărut așa prin concurs. Admitem, haideți să găsim un manager, dar să fie concurs, abolim principiile alegerilor, dar găsim un manager. Nu, ea a fost recomandată de cineva. Alt nume decât cel pe care îl folosim atâtea ori, nu-mi vine. Evident, cel mai interesat în eșecul referendumului, ceea ce s-a întâmplat, a fost și Partidul Democrat. De ce? Fiindcă în caz contrar, dacă referendumul reușea și dacă oamenii veneau la vot și votau împotriva ori a lui Chertoacă, a rămânei Silvia Radu, ei pierdeau o pârghie foarte importantă. Cum spun eu, este, știți, o piatră, cea mai prețioasă piatră în coroana puterii de Moldova. Pe de o are practic tot. Televiziuni, jumătate din primar, două treimi din conducători de raioane, guvern, parlament, fisc, vamă. Se spune că și multe instituții chei din stat. Deci, cel mai valoros, cel mai gustos, cea mai prețioasă și piatră în această coroană este municipiul Chișinău. Uitați-vă, 20% din populație, poate chiar puțin mai mult, 11 circumscripții din 51, de fapt, din 46... Alexei, uite, dacă acum te permit, eu să termin... Nu mă remarc, nu, pentru că eu de mult am vrut să spun ceva. Nu, urmărindu-te la alte emisiuni și mai departe, când începe a enumera ce are Partidul Democrat și mai departe... Alexei, eu pot să termin acum, uite, chiar vorbesc... Nu, o frază și continuu, o frază. Partidul Democrat are tot ce ai spus tu. El nu are două lucruri. Nu are legitimitate și nu are... Absolut. Asta totdeauna trebuie spus. Partidul ăsta nu are popularitate și nu are legitimitate. Deci Partidul Democrat, dar... Partidul Democrat, să ne aducem aminte, a avut campanii foarte robuste pentru primăria Chișinăului. În 2011, ministrul Protecției Sociale Valentina Buliga, televiziuni, bani, cea mai scumpă campanie, a luat 2,4%. Au trecut 4 ani, iunie 2015. Vine alt ministru, Monica Babuc. O campanie plăcută, o voce agreabilă, pozitivcic, clipuri. 2,17% și respectiv un consilier din 51. PD-ul, cel puțin acum și în viitorul, previzibil până la legile următoare, nu poate democratic, legal să câștige primărie. De ce ei erau foarte interesați referendumul să se prăbușească, cum spun oamenii? Doi. Socialiștii. Nu. PD-ul, de asemenea, era foarte neinteresat ca să aibă loc alegeri anticipate în luna mai, probabil. De ce? Din că aceste alegeri, pe de o parte, oferea o platformă excepțională pentru concurenții săi, cum nu dai pas și
platforma DA pe de o parte, pe de altă parte Partidul Socialiștilor, să-și mobilizeze nucleul electoratului, unde e cel mai numeros, la Chișinău și la unii și la alții. Și urma ca cu o jumătate de an înainte de alegeri parlamentare, aceste ambele forțe, socialiștii pe de o parte și partidele de dreapta pe de altă parte, să-și aducă candidații în turul 2, să-și încălzească motoarele campanii, oameni, să mai arate pe câțiva din acești posibili candidați la, pentru unii nominal și așa mai departe, iar PD-ul să nu ajungă nici, nu că în turul 2, nici în turul, nici numărul, locul 3 n-ar fi luat, poate nici locul 4 n-ar fi luat. Ar fi, și atunci cu 2, 3, 4% maxim, candidatul PD-ul ar fi doar scos în veleag. Ceea ce despre ce vorbea Alexei, lipsa de legitimitate. Și ar fi fost o bilă neagră puternică înaintea alegerilor parlamentare. De aceea, mulți comentatori spuneau că opoziția greșește, opoziția pro-europeană, atunci când boicotează acest referendum. Și într-adevăr, opoziția a pierdut această șansă și eu sunt convins, chiar dacă nu ar fi câștigat primărie, deci dacă identificam un candidat comun, nu Maia Sandu, nu Andrei Năstase, dar un manager, un om de afaceri pe care ambii l-ar fi susținut, sunt aproape sigur că ar fi câștigat alegerile. Aproape sigur. Nu mă frași, continuu. Nu, vezi că eu îți ofer posibilitatea după trei cuvinte a mele să spui 5 de minute să vorbești. Mai mult decât atât, eu am formulat așa, nu, Andrei, eu pur și simplu remarcă că la candidatura comună puteau să iasă candidatură comună trei partide. Eu mai mult socialiștilor refuzam la ideea înaintea lui Ivan Ceban, poate el care trei partide? Nu, ăștia, socialiștii, dau și pasul. Exclus. Noi refuzăm la ideea lui Ceban, ca să nu fie perceput că noi vrem să promovăm omul nostru. Pentru că asta era, băi, a zis ceva nu știu mai răi. Și atunci se putea, adică tehnologic se putea ieși la niște chestii. Eu cred că varianta unui candidat comun socialiștilor și... Nu, eu să refuz la idei înainte, nu puteau fiindcă în partid interesat de lege. Ok. Dar ce sunt? Deci pentru aceste două partide ar fi fost o platformă bună de încălzire. Și din acest punct de vedere, într-adevăr, partidul de dreapta a pierdut ocazia să dea jos Partidul Democrat de pe această pârghie. 11 raioane, direcții, tendere și așa mai departe, și să creeze o platformă de lansare. Însă, pentru el era deja prea târziu. Deja în societate s-a încetățenit o percepție care înseamnă referendumul se desfășoară sub înaltul patronaj al președintelui Igor Dodon. Așa este. Igor Dodon a fost primul care socialiștii au inițiat grupul Inițiativă. Au primit acord de la judecătorie Buicani și la începutul lunii mai, domnul Dodon, personal, a venit și a semnat, a pus primul semnătură și a spus până la sfârșitul anului, chiar toacă într-un fel sau altul va pleca și acest referendum va fi primul pas spre scăparea noastră. De ce atunci a picat, au scăzut socialiștii, au pierdut socialiștii? Nu, socialiștii au pierdut din două motive, fiindcă au mobilizat doar 93% împotriva lui Chirtoacă, au votat 93% de mii, da? Din aceste 93% de mii, eu cred că maxim 2/3, nu mai mult, erau votanții socialiști. Alții erau oameni de bună credință care pur și simplu nemulțumiți și n-au fost suficient de dezgustați de atmosferă și s-au prezentat totuși la vot. Dar socialiștii au ridicat, ei au lansat referendumul ca o acțiune de PR. Au vrut intenționat din start să monopolizeze așteptatul succes și acest procedeu i-a lovit drept în ceapă. Oare cap, da. Eu aici am vrut trebuie să demisioneze sau nu. Cine? Deși Mihai Ghimpa zice că nu va face. Eu cred că da. Chirtoacă, trebuie să demisioneze, nu prea asta. Aici vă răspund două lucruri. În primul rând, în orice stat democratic și democrație locală despre asta spune și normele Consiliului Europei, bună oară, nu poți organiza într-un stat de drept un referendum de demitere împotriva unui primar în situația lui Dorin Chirtoacă, suspendat și cercetat. Dar pe de altă parte, în orice stat democratic, un primar în situația lui Dorin Chirtoacă, de mult ar fi demisionat de bunăvoie. Dar acum eu, din câte înțeleg, dacă noi admitem, cel puțin noi doi, că domnul Gonță nu își poate permite ca moderator, că justiția noastră este independentă și acționează la butoane. Atunci când trebuiește, papang, scoți un dosar. Când trebuiește, papang, alt dosar. Și atunci, în situația lui Dorin Chirtoacă, uitați-vă, dacă el mâine pleacă, demisionează, el strică tot jocul. Exact de ce s-a demut Partidul Democrat.
că va pierde această pârghie și le va da partidelor. Dacă toată știi că strică jocul PD-ului, de ce nu demisionezi? Nu, fiindcă el nu crede în independența justiției. Domnul Ghimpu a spus aici că el crede că este un dosar politic și că justiția, și eu cred că justiția poate fi manevrată în așa fel încât lui Chertoacă să-i se spune: omule, dacă tu te ții așa, liniștit, nu demisionezi până în luna iunie, atunci va fi mai bine. Eu cred că asta și este. Dar dacă, Doamne ferește, Alexei, Doamne ferește, te ferească Dumnezeu, Dorine, tu să demisionezi, păi, e ca cât o primit Platon, înmulțim la doi. Din păcate, eu cred că cam așa se discută în justiția noastră. Cred că da, cred că confruntarea între Pelie și Pedie. Pot înțelege, nu, Alexei, este de... Eu, din punct de vedere uman, îl pot înțelege pe Dorin Chertoacă, că el e vorba de soarta lui, de viitorul lui. Și atunci el, iată. Clar. Da, eu nu cred în confruntarea între Ghimpu și Plahotniuc. Eu cred că există anumite înțelegeri. El a fost ieri aici la tine. Fost ieri, da. Nu Plahotniuc, Ghimpu. Ghimpu a fost aici, așa că niciodată nu mai intru în relații. Și mai... Eu cred că există anumite înțelegeri, că Dorin nu-și dă demisia și pentru asta lui se va îngădui acolo sau se vor scoate anumite învinuiri. Asta e unul la mână. Doi la mână, eu am vrut foarte scurt. Acest referendum a arătat cât de ușor poate fi manipulat elita politică, opoziția. Asta e absolut clar. Așa e, între tridești, da? Că, corect spune domnul Popov, că s-a înrădăcinat, s-a încetățenit în opinia publică ideea că socialiștii sunt autorii acestei inițiative și vreau să culeagă roadele. Dar asta mie mi-amintește de situația anului 2016, înainte de alegerile, așa numitele alegeri prezidențiale directe, când toată lumea, toți liderii de opoziție spuneau: poporul vrea. Stai, frate, tu ești lider politic, ești lider național, tu ai o misiune specială, ai un rol special la societate. Du și explică. Deci în aceste condiții, chiar dacă tu ai în programul tău alegere directă a președintelui, tu nu poți accepta această campanie electorală, pentru că ea este anticonstituțională. Fix așa, chiar dacă se înrădăcinase ceva, dar exista capacitatea de a discerna, de a înțelege că ești manipulat, puteau să ia să spună: fraților, da, o ieșit socialiști, dar noi credem că e o oportunitate de a scăpa de un corupt din fruntea primăriei, să asigurăm o nouă dinamică politică în capitală. Nu s-au lăsat, PD-ul a declarat despre boicot, PAS-ul urma declarațiile PAS-ului și da, care, mă rog, nu vorbim. Alexei, PAS-ul a fost primul, pe 2 octombrie. PD-ul a venit imediat după PAS. După PAS, da. Bine, asta e altă consecvență. Și aici a câștigat PD-ul, înseamnă că mergem la următorul subiect, unde probabil vor câștiga. Dar el, eu pot să spun încă prin ce a câștigat PD-ul. PD-ul, înțelegeți, eu acum vorbesc cu mai mulți oameni și oamenii spun: băi, dar lasă-o. Și eu mă uit care este tactica mediilor PD. Păi, Silvia Radu, ne-am săturat de Cioban, de Chertoacă, asta îmblă cu Unirea, asta îmblă cu Putin, în frunte. Haideți, păi, un om liniștit care a demonstrat performanță. Da, au luat salarii mari, dar, mă rog, nu se bagă în politică. Îi pune la punct, îi mustrează, se vină la ordine, la lucru. Păi, dar hai să dăm o șansă. Doamne, Silvia Radu, azi am ascultat un lider, activist civic, critic. Și pe mine spunea: băi, Popov ăsta e cu PD-ul, ia că recent. Și acum mergeam în mașină, ascult pe doamna respectivă la postul public și spune: da, lăi te dădim șansă. A, я думаю, что хорошо. Худой мир лучше, чем война. Пусть менеджер поработает, покажет. Și eu vreau să spun că la mulți oameni dezgustați de jocurile, mizeria politică, lor le așa le hamite. Decât mai bine să fie stabilit, eu nu mai cred în nimic. Și iată, acest sentiment mi se creează impresia că se propagă intenționat. Și noi aveam așa o societate, cei mai, majoritatea din cei activi, liberi, au plecat. Și au rămas foarte mulți oameni cu gândire paternalistă. Status să aibă grijă de noi. Și dacă acum, într-un an de zile, în Chișinău lucrurile se vor schimba în bine, dar eu anticipez, după ce guvernul a spus că masiv va ajuta, și plus mediile vor arăta în fiecare zi pe doamna Silvia Radu, eu cred că într-un an de zile mulți vor spune: băi, uite că e mai gine. Da, nu, să ajute, pentru că așa a fost în 2006 și la 2007. Corect, corect și spuneți dumneavoastră, există starea asta de lihamete și disponibilitatea de a accepta orice denaturare a procedurilor, mai mult decât atât.
analiticii sau cum să-i numesc, comentatorii care sunt apropiați puterii spun că dar care e problema? Și-a asumat partidul ăsta responsabilitatea pentru țară. De ce nu-i dați voie să conducă? Ori s-a ajuns până la ceea cu unii de ei spun că, dar Plahotniuc că e un fel de dânsia opin, înțelegeți cum? Da, el n-are poziții, dar el ajută din culise, ajută guvernarea. Ascultați, noi suntem țară europeană. Noi suntem stat semnatar asociației, acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Noi avem Constituții. Noi avem legi codificate. Noi suntem membri a Consiliului Europei. Noi avem angajamente internaționale. Noi nu putem să permitem uzurpări de felul ăsta. Cum a venit cineva și a pus că e om bun și nu știu ce poate face și... Posibil, dar asta este inacceptabil. Nu funcționează așa statele europene. Inacceptabil domnul Tulbru, pentru mine, pentru mulți alții. Dar pentru țară este inacceptabil. Dar o bună parte din cetățeni sunt atât de derutați, dezamăjiți. Ca să concluzionez, Andrei. Încât ei, Alexei, scuze-mă, acum eu elimine trei cuvinte într-un minut. Încât ei, oamenii aceștia, dau mâinile în jos. Băi, sistemul e atât de puternic. Stai. Mulți oameni, băi, nu mai e sistemul ăsta. Și un mesaj care ni se bagă peste tot în analize, în... Păi, și... Deci, eu cred că se face conștient, nu vă mai luptați, că e degeaba. Cei care luptă ajung acolo unde ajuns Filat și alții. Cei care se conformează o duc binișor. Au posturi sau sunt... Nu. Așa. Trebuie să nu obosim să explicăm situația. Așa. Trebuie să explicăm oamenilor. Dacă noi vom accepta mai puțin, pe urmă mai mult, pe urmă ne vom... vom accepta o situație mai generală, că da, un partid și-a luat, mă rog, responsabilitatea, ce să facem? Da, să le dăm șansa să ne guverneze? Nu, partidul dacă este ales, e una. Dar nu, care au venit așa prin metode de astea, cum a fost creată majoritatea. Atunci să nu ne plângem, că trăim așa cum trăim. Noi ne-am aflat în căutarea unui stăpân pierdut. Moscova am pierdut-o 25 de ani urmă și dacă 25 de ani, noi tot am căutat un nou stăpân. Neînțelegând că nu mai guvernează nimeni în locul nostru, nu mai soluționează problemele noastre nimeni. Și acum noi și pe plan intern încercăm să delegăm anumite responsabilități anumitor forțe care n-au dreptul să ne guverneze. Sunt anumite proceduri. Procedurile sunt extrem de importante pentru că prin aceste proceduri noi emanăm, noi propulsăm la postul responsabil oameni care au merite, după meritocrație, care trec prin filtrul ăsta de alegeri, dar prin chertipuri de tot felul, prin mașinării de astea, nimeresc oameni comozi oligarhului și așa mai departe, care... Iată că acest oligarh, cum o numiți dumneavoastră, să fie scos de la putere, dacă merită, în opinia dumneavoastră ar merita, mișcarea Mai Sandu și a domnului Năstas Andrei de a anunța deja oficial că merg în bloc electoral este de salutat pentru simpatizanților? Mișcarea, declararea că merg împreună e o mișcare corectă. De acord. Ei trebuie să consolideze, pentru că dacă merg... Și au anunțat încă din timp, au anunțat săptămâna asta. Nu, adică ei, că merg, dar ei trebuie eu să limiteze la declararea că merg împreună. Acolo au mai sunat niște lucruri care după mine sunt prematuri. Că vor înainta candidați comuni în circumscripții uninominale. Că vor merge cu liste comune, e ok. Că vor înainta sugerându-ne că ei într-un fel acceptă să margă la alegerile astea organizate după sistemul mixt. Ori pentru mine, că nu e clar și problema nu e soluționată până la cap. Cum nu e soluționată? Vă spun cum. Deci, da, guvernarea a votat, implementează această lege, este o parte bună a societății. Așteptați decizia Curții Constituționale cumva? Nu, Curtea Constituțională, nu. Există o bună parte a societății, pe mine majoritatea societății, există o parte clasei politice care nu accepte. După mine, aceste alegeri conform sistemului mixt, atunci când sistemul mixt a fost adoptat cu încălcarea anumitor principii și contrar avizului comisiei. De ce este important că avizul comisiei? Nu de atât că noi iar ne uităm în gura cuiva, de atât că noi am asumat responsabilitatea în subiecte care țin de funcționarea instituțiilor democratice, drepturile omului, statutul de drept și așa mai departe, noi ne aliniem, noi acceptăm standardele și normele europene. Ori
Comisia de la Veneția este o structură care emană acest corpus. Avem anunțul pastorului și daului. Și în aceste condiții, eu cred că noi trebuie, aceste alegeri nu vor fi alegeri în sensul deplin al cuvântului. Va fi o imitare a unei proceduri democratice cu scopul de a păstra Partidul Democrat la putere. Noastră ați scris un post, dar mai multă lume a vorbit, a tras atenția la rezultatele acestor by-elections, alegerile repetate în 10 localități. Din 10 localități noi vom avea 10 primari democrați, asta un partid nivelul suportului căruia este de 4%. Asta nu este... Cum este 4% dacă 10 din 10 sunt aleși? Păi asta e. Înseamnă că nu au fost aleși, dar au fost prin diferite manipulări propuls. Nu, au fost amenințați oamenii, au fost cumpărați alegătorii. Au fost situații când Partidul Democrat a înaintat câteva candidaturi eliminându-i pe alții și pe primele 2-3 locuri au ieșit democrații. Noi vom avea în circumscripțiile uninominale aceeași situație. Termin gândul și prieteni. Eu consider că noi avem toate șansele să amânăm acest sistem mixt. Așa. Printr-un efort comun a partidelor politice de opoziție și a societății civile. Societatea civilă a ieșit cu inițiativa unui referendum. Eu cred că pasul și n-ar trebui acum să pregătească de aceste alegeri sau să fie totalmente ocupați cu pregătirea pentru alegeri, dar să-și consacre o parte a timpului sau cea mai bună parte a timpului acestui referendum. În privința poziției europenilor, eu mi-am expus foarte clar că poziția europenilor o formăm noi într-un fel. Europenii n-au o poziție foarte clară sau nu există un centru mistic sau, mă rog, secret undeva acolo în Europa care elaborează poziția Europei față de Moldova. Ei analizează, uite, ce forțe politice sunt, cum se comportă, ce se întâmplă. În cazul în care opoziția și, în primul rând, PAS, DA și ceilalți care sunt gata să alăture, au un plan foarte clar cum să combată acest sistem mixt, au un plan de acțiuni, sunt determinați, au curaj, atunci poziția europeană va fi în suportul acestui efort a opoziției de anularea acestei legi cu privire la introducerea sistemului mix. În cazul în care îi văd că opoziția s-a consolat, opoziția este de acord. Voi prelua ultimul gând al lui Alexei, mi se pare. Atunci poziția europenilor este respectivă. Și vedeți, aici merge o speculație reciprocă, că ei nu spun, chiar europenii ne spun să participăm. Europenii spun, dar vedeți să participă noi ce altceva. Ce eu preiau gândul lui Alexei. Încep cu sfârșitul. Acest referendum care a fost anunțat ieri de un grup de activiști din societatea civilă, eu n-am putut fi la acest eveniment, dar plenar susțin demersul respectiv. Și anunț că voi lucra ca... N-am vorbit cu nimeni, este acum, văzând care e potențialul acestui demers, și voi încerca să conving oamenii să semneze. Și eu cred că, deși șansele nu sunt mari, dar ele sunt. Și noi trebuie să credem șansele că acest referendum sau procesul de constituire a unui grup de inițiativă din partea societății civile sau unor reprezentanți ai societății civile care deja a primit susținerea din partea unor lideri politici, Vladimir Voronin, Renato Osatu și Andrei Năstas, și cred că șirul de susținere va continua, este o șansă ca să fie strânse sute și sute de mii de semnături, mai mult decât numărul necesar. Ce să faci cu ele? Ele vor crea o presiune și ar depinde de cum se va întâmpla, ar putea să schimbe datele problemei. Într-adevăr, părea la un moment dat că toată lumea s-a resemnat, și europenii, și partidele noastre. Și eu spuneam că neparticiparea în alegeri este, înțeleg de unde vine din punct de vedere moral această idee, dar din punct de vedere practic și ce mai departe. Okay. Dar acum ce se întâmplă? Acum, eu cred că dacă fiecare om de bună credință, care într-adevăr crede în ceea ce spune Alexei, ceea ce spun eu, ceea ce spun marea majoritate experților intern și extern, că acest sistem mixt va avantaja, și asta spune Comisia de Veneție, va avantaja pe cei care au puterea și banii.
Deci el nu va permite schimbarea lor, dar din potrivă le va oferi posibilitatea să rămână la guvernare contrar voinții oamenilor, sub diferite procedee, sub folosirea resurselor administrative în teritoriu și în fiecare circumscripție poți să iei 20-25% prin resurse administrative pe de o parte pentru candidatul tău, APD-ul, iar pe ceilalți să-i fărămițezi susținând candidați alternativ Chiprului. Domnul Popov, dumneavoastră sunteți cunoscut ca om foarte rece, destul de rece și foarte rațional. Dumneavoastră chiar considerați că dacă societatea civilă, care i-a anunțat ceea ce a anunțat, colectează 1 milion de semnături, asta va pune pe gânduri guvernarea și vă zice, da, oameni buni, haideți să schimbăm sistemul și să revenim la cel vechi. Această guvernare nu există referendum legislativ. Aici este o nuanță. Noi până acum experiență n-avem. Noi am avut referendum consultativ. Așa. Am încercat să avem un referendum constituțional, dar acum avem unul legislativ, asta e o formă care n-am testat-o încă în Republica Moldova. În cazul în care adunăm 200.000, dar asta nu trebuie să aduni în 20 de raioane. Asta poți să le aduni în Chișinău sau în zonă. Eu încerc scuze că eu intervenit cu chestia special toată chestia asta. 200.000 de semnături, 300.000 poate fi. Parlamentul nu are altă opțiune decât să accepte acest referendum. El nu poate să nu-l accepte. Fie să soluționeze asta în Parlament. Asta sunt două variante. Vezi că acum încă în continuare... Și atunci referendumul... Da, dacă... Și eu am vorbit despre asta din timp. Și din păcate... Din păcate, s-a pierdut platforma campaniei electorale prezidențiale ca candidații, ca virgul candidații din partea opoziției, să bată în clopote atunci și să pregătească opinia publică despre capcana acestui sistem care e foarte mixt, care e foarte popular pentru oameni de rând. Eu vă dau un test. Acum, în luna februarie, în alt post de televiziune, am moderat o discuție despre sistemul mix. Cu o lună înainte ca el să fie lansat, și acolo am făcut previziune că PDO întâi va cere totul ca ulterior socialiștii să se opună și pe Deus să Chipru ajunge la un compromis, 50-50. Când am coborât și l-am rugat pe un paznic aici jos, domn Mihai, să vorbească, să urmărească această emisiune. Și cu toate că am cu experiență, am explicat că este foarte avantajos pentru cei care au bani, resurse, medie, domn Mihai, ce credeți? Și chiar l-am filmat. Eu zic, păi eu vreau să aleg deputatul meu, e bun sistemul ăsta, nu m-ați convins. Peste o jumătate de an, tot cu el am discutat. În luna iulie. El categoric nu am înțeles, nu vreau. Iată, omul în Chișinău, omul, așa e natura serviciului, că păzește două posturi de televiziune și se uită la televizor. Dar dacă această lumânare de informare va fi dusă conștient de profesori, de medici, de studenți, care să-și facă treaba, nu doar să semneze el pentru el, dar și să mai ia foaia și să mai treacă pe la 2-3 case prin mahală sau la 2-3 apartamente în scară și să ajute colectorii de semnături și să explice, două lucruri să explice. Unu, acest sistem îi ajută pe cei care dețin puterea să păstreze puterea. Vreți asta? Bă, nu vreți? Schimbați. Doi, e un sistem nedemocratic, fiindcă tu poți avea 20% dintr-un raion și ai candidatul tău. Și trei, încă ceva. O bună parte din public, o treime, să zicem, poate mai mult, mai puțin, să vedem, susțin Partidul Socialiștilor. Ori acum devine tot mai clar și pentru cel mai important, pentru deputații socialiști, înțeleg, pentru unii din ei, care sunt mai actori mai răi, sau oameni mai deschiși, devine clar că i-o frăierit PD-ul. Le-o promis, se pare că referendum, ei s-au băgat în chestia asta cu mixtul, au primit referendum, au votat pentru mixt, au promulgat mixtul, au intrat în comisie, dar au primit un sistem care până la urmă va fi folosit împotriva lor. Și iată, acest efort de deșteptare trebuie dus de toți cetățenii. Inclusiv de socialiști. Inclusiv de cei care sunt simpatizanții partidului respectiv, fiindcă acum eu cred că fracțiunea socialiștilor nu va fi ruptă până la alegeri. Știți de ce? Eu cred că acum eu aștept, anticipez ea că în următoarele 2-3 luni, n-am spus, eu aștept plecări din fracțiunea socialiștilor din Consiliul Municipal. Doi, iacă mama mă ocărește, fac pariu. Iată, eu așa simt că asta e logică după care trebuie să compoarte cei care au început să pună mâna pe primărie, ei să-și creeze și un grup de susținere în Consiliu. Și iată, întâi PD-ul trebuie să înceapă să rupă câțiva consilieri de acolo. Dar fracțiunea parlamentară o lasă. Știți de ce? De ce?
ca să nu developeze pe cei care, să nu se supere nimeni, nici din cei 14 comuniști care au plecat la PD și se luptau pentru limba moldovenească, dar azi votează pentru limba română și flagmanii integrării europene, cu toate că vorbeau despre integrarea euroaziatică și se luptau cu oligarcul, dar iată azi fac nucleul coaliției pro-europene. Iată tot așa și în Partidul Socialiștilor. Eu cred că există na primete, cum spune la cei care, la regizorul nostru principal, câțiva tovarăși. Ei nu se developează. Ei critică oligarhul acum, ei sunt tare bătăuși, dar ei stau acolo până la momentul activării. Și e foarte important ca ei să nimerească în, ei, de ce nu sunt rupți acum din fracțiune? Fiindcă PD-ul are deja suficiente voturi. Sarcina sa pe SRN-ul a îndeplinit-o, a votat mixul. Mai departe, PD-ul are suficienți deputați. Dar ei trebuie să intre în listă și mulți din ei se vor redeștepta după următoarele legi. Și acest lucru trebuie spus și votanților, simpatizanților, socialiștilor. Și eu cred că este o șansă pentru noi toți să facem datoria noastră civică și cel puțin să explicăm. Să nu ne temem să mergem și la țară o dată de două ori, când mergem la rude la țară să mai vizităm rudele și să explicăm. Și este un proces de mobilizare, de deșteptare și de campanie. Nu trebuie de făcut campanie pentru partide aparte, dar trebuie de făcut campanie pentru sistemul democratic. Fiindcă, și ultima frază, sistemul mixt denaturează opțiunea cetățenilor. E doar sub parafan că aduce deputatul mai aproape de popor. În realitate, votul tău, deputatul meu. Eu vreau să mă refer la altceva un pic. S-a discutat foarte mult despre posibilitatea de a boicota. Noi acum nu vorbim de boicotul alegerilor. Noi vorbim despre faptul că aceste alegeri nu trebuie să aibă loc sau ele trebuie să ajungem la situația când dacă se petrec astfel de alegeri, ele să fie declarate nevalide sau nelegitime și așa este mai departe. Este o frază și... Da. Pentru că noi nu vorbim de boicotare, pentru că până la boicotare, până la decizia de a boicota sau nu boicota, noi trebuie să ajungem încă. Noi n-am valorificat toate posibilitățile. Deci referendumul este o oportunitate și aici noi toți împreună trebuie să participăm la treaba asta. Unul la mână, doi la mână. Să agravează situația, nu numai prin faptul că acest sistem pe care mixt, s-a vorbit foarte mult și astăzi și până din iarnă vorbim, care sunt plusurile, minusurile, toate pozițiile s-au fost expuse foarte clar. Problema e că instituțiile rămân captive. Instituțiile sunt politizate. Noi, domnul Tomu, sistem proporțional. Dar de ce să nu le scoatem, dragi meu? Dacă până le scoatem, mai trebuie să mai chemă că două subiecte, trei. Sunt trei poziții acum pentru care nu putem lupta. Asta e directorul Centrului Anticorupției, directorul Agenției Naționale Integritate și procurorul general. Eu cred că dacă opoziția se mobilizează, dacă aceste trei condiții sunt foarte clar și foarte ferm înaintate și ne ducem prin Europa, pentru că s-o cam neglijat, la drept vorbind, lucrul cu partenerii. În un anumit segment a opoziției se credea că noi aici nu trebuie să... Noi trebuie să ne ducem și spunem asta e condiția opoziției. Fără aceste trei poziții n-are rost să ducem la lege. Aici ce spune Alexei, eu cred că când Alexei spune că s-a neglijat Europa, mie mi se pare... Și nu s-a neglijat lucrul cu europenii. Mi se pare că în Europa sunt ai noștri destul de des și ai lor, dar, iată, în teritoriu. Și revin la cele 10 alegeri care au avut loc în 10 localități, inclusiv în suburbia Chișinăului Sângeră. E 15 minute cu mașina de centrul Chișinăului. Acolo, tradițional, de 20 de ani, câștigă partidul de dreapta. Fostul primar al PLD-ului merge pe lista PD-ului. E ok, asta e metoda PD-ului. El absorbe oameni notori, îi caută, îi convinge, îi atrage, asta noi știm. Dar iată, Alexei, ce nu înțeleg și are legătură și cu viitoarele lege, este cum de se întâmplă că partidele noastre de dreapta... N-au înaintat candidați. N-au... Bun, nu poți în 10 localități admit, dar se știa despre alegerile în Sângere, sau în Cărpineni, sau, Capriana, sau în Lăpușnă, satul natalului Filat, Fieful, PLD-ul de ani de zile.
se știa de 3, cel puțin luni de zile că vor fi alegeri repetate. Ce costa pe Maia Sandu, și eu am auzit răspunsul oamenilor, nu e satisfăcător pentru mine, eu nu accept asemenea. Ce au zis? Au spus că noi am hotărât strategic să nu expunem oamenii noștri, să nu resim resurse. Iată aici este un semn foarte mare de întrebare pentru mine, cu privire la ce se poate întâmpla în cazul în care nu se reușește schimbarea. De ce nu s-a dus liderii acestui partid să stea, nu cu cortul, dar să vină de 2-3 ori pe săptămână la Sângeră, găsesc un candidat. Fiindcă cei ce spune Alexei, da, trebuie să depunem cu toții efortul să schimbăm acest sistem. Dar între timp, vorba latină, știți? Hocis mira, gotovse k vojne. Corect. Luptând pentru schimbarea sistemului mix, partidele de dreapta sunt obligate, în paralel cu acest referendum, să identifice oameni, să consolideze structuri. Și să găsească oameni. Pe acest sistem asta nu înseamnă să te opui pasiv. Asta trebuie să lupți pe rămâne, să sunt mii și mii de procedii. Nu e ușor să spunem de pe politicienii, sunt tot altă ligă, lor e mai greu. Ascultați, noi am vorbit despre asta, eu îmi cer scuze, și aici închidem. Noi am vorbit despre incoerența politică. Da. Situația asta e inacceptabilă de când s-au participat la alegerile prezidențiale. Nu era corect. Nu, dumneavoastră ați vorbit, eu mai puțin. Nu, dumneavoastră altfel un pic pentru altceva ați pledat. Eu eram categoric împotrivă pentru că pentru mine era în linii mari clar că este inacceptabil să participi în ceva ce nu este legal. Pentru că te discreditezi. Cu poziția prin ce e puternică, că e consecventă și e mai morală. Ea are niște scopuri. Nu poți. Știți cum? Scopul nu scuză mijloacele. Da. Mijloacele discreditează scopul. Până la urmă, participarea la lecția din 2016 trebuie să fie totuși însușită. Dacă noi mergem și fără luptă participăm la aceste alegeri mixte, noi nu câștigăm, opoziția nu câștigă, se discreditează și pierde dreptul moral să mai crește opoziția. Eu sunt de acord cu partea morală. Dar din punct de vedere practic, nu, asta e să ne imaginăm, asta e mai practic decât abordarea practică. Din punct de vedere practic, să ne venim în 2016. Imaginați-vă că luna martie Andrei Năstase și Maia Sandu se ridică și spune noi suntem principiali, nu admitem acest sistem, nu participăm. Ce se întâmplă? Ei nu participă la dezbatere. Mai deci participă? Nu participă. Nu participă. Doar asta e istorie și nu mai participă la dezbatere. Explică de ce asta e întâi cum să candidat, te înscrie, Alexei. Păi trebuie să te înscrii, grup de inițiativă, să strângi 15.000 de semnături. Și doi, dacă mai erau pe cal, dacă mai erau, aveau dreptul moral, cum așa era, cu totul altă situație. Cine discuta cu Maia Sandu acum și în ce bază discuta? Acum Maia Sandu se poate baza pe 48.000, o jumătate din țară. Nu. Domnilor, platforma Daș Pasul trebuie să mai ia alte partide din blocul ăsta? Sau e clar că nu iau pe nimeni? Eu cred văd că liberal democrația au fost excluzită. Eu cred că este justificat că aceste două partide, și să nu se supere nici Virel Cibotaru, nici alți fruntași pe LDM, dar aceste două partide care au participat în campania prezidențială activ, și unul în proteste, altul a valorificat susținerea lui Andrei Năstase, sunt cele mai vizibile. Și acești doi lideri sunt cei mai bătuți, în special Năstase, de guvernare. Și eu cred că ei trebuie să fie baza în jurul căruia să se coaguleze un bloc mai larg. Trebuie să accepte și alte partide. Sigur, în care să vină. Dar aceste partide trebuie să aibă și bun simț și simți practic. Să nu ceară prea mult fiecare al treilea pe listă, fiecare al cincilea pe listă și cred că trebuie să fie deschis pentru... Domnul Turbure, dar cine e primul pe listă în opinia dumneavoastră trebuie în acest bloc electoral? Ienă. Și nu, eu în privința Peredimiu am vrut să mă expun. Știu, dar să iei mai vreo 3 minute. Peredimiu, în opinia mea, trebuie să ia o pauză. Acum, eu nu știu cine poate Maria Ciobanu poate să fie luată în listă într-o formă sau alta, dar eu nu știu cine mai poate de acolo să pretinde pentru ceva. Partidul Liberal-Democrat l-aș ia o pauză și pe urmă să revină dacă dorește. Andrei, hai te rog. Cine trebuie să fie primul în listă o să hotărască Andrei și doamna Sandu și mai departe. Cred că Maia Sandu va fi, odată ce a participat la prezidențiale. Adică iarăși Andrei Năstase cedează. E bine. Nu, chestia asta cu... Dar nu știu dacă asta e cedare, asta aici, e altceva. Aici, chestia ce spune Alexei, că PLD-ul nu are ce oferi. Uitați-vă,
SPD-ul nu se jenează să absorbă și foști comuniști, și foști liberali, și foști unioniști, și foști anti-unioniști. Ei capătă oamenii și... Asta e stilul de firma PD-ului, la asta PD-ul nu câștigă. Trebuie să admitem, să recunoaștem că PD-ul așa se poartă. Și a, și-a făcut o... Vorbim de o politică nouă. De ce? Eu cred că... Nu, Alexei, nu, Alexei, nu, Alexei, de ce? Bați într-o ușă deschisă. Să se deosebească cu siguranță. Dar dacă sunt oameni de valoare în PLDME, în teritoriu sau... Nu, ce să faci cu ei? Nu, eu cred că nu. Dar și PLDME-ul trebuie să fie rezonabil în condițiile pe care le pune. Din ceea ce observați dumneavoastră în ultima vreme, Traian Băsescu, excludem în ecuația viitoare coaliții sau pur și simplu parlamentul viitor? Pe el personal? Că el a declarat... Partidul Unității Naționale, domnul Șalau și domnul Băsescu. Nu, cadența asta ei n-au șansă. Dar ca perspectivă... Dar unde se duce electoratul liberalilor, domnul Turbul? E bună întrebare. Unde se duce electoratul liberalilor? Și de ce nu la domnul Șalar și Băsescu? Toate nu sunt convingători. Băsescu este convingător, însă poziția lui este șubrezită, este subminată de prezența acestor persoane care s-au discreditat prin colaborare cu Plahotniuc, primul rând Șalarul. Guțu și mai departe cine sunt acolo. Da, el a fost acceptat, Băsescu a fost o bulversat ăștia, liderii de opinie, de vorbitori de limba rusă. Categoric, atunci, când s-au întâlnit cu ei, pur și simplu i-a cucerit. Prin faptul că cum a vorbit, despre ce a vorbit, nu i-a tratat ca pe niște oameni care... Dar în continuare, pentru electoratul de stânga, anume Traian Băsescu, este un factor iritant de mobilizare. Ei s-au temut de Maia Sandu că va face unire, dar admite de Traian Băsescu. Băsescu altfel vorbește despre unire, asta e forța. Dar atunci trebuie să fim totuși consecvent și cinstiți. Traian Băsescu a spus, dacă nu în acest studio, în altul, că el nu se vede ca deputat în Parlament. El, ca locomotivă, joacă rolul său, dar chiar dacă îi se va aproba cetățenie, eu nu-l văd și el nu se vede. Stând patru ani de zile, a spus-o tranșant. Haideți, apropo, îmi cer scuză, când este, e că luați cuvântul, domn Băsescu, vă inima dumneavoastră că a fost... O să fiți, dacă câștigați. Spuneți clar oamenilor. L-am întrebat foarte clar și l-a zis când a luat decizia. El, ulterior, l-am auzit într-un interviu spunând, dar nu fac eu acum purtător de cuvânt pentru Băsescu, sunt alții. Dar ce este clar, că e un potențial, e un segment unionist de 10%, să spunem, și în cazul în care ia turație acest proiect, e că încă nu a luat, e că încă nu este perceput de sondaje, deci se vorbește mult, apare mult, e coridor verde. La care e bazinul din indecis? La 70 au rămas, da? Nu, peste 50. Da, 50. Acolo este electoratul. Și un ultim referendum. Pe SRM-ul Igor Dodon anunță încă un referendum. Colectarea semnăturilor până pe 2 februarie, 1 milion de semnături pentru a transforma țara în să avem regim prezidențial. Ăsta ce este? În primul rând este să fie clar, nu este referendum. El face o campanie de mobilizare, fiindcă referendumul, ca să aibă valoare semnăturile respective, acolo trebuie să faie, în primul rând, să înregistrezi un grup de inițiativă, să primești aprobare de la Curtea Constituțională, de la CEC. Ai vorba doar de colectarea semnăturilor, pentru că deja au colectat 300.000. Nu, eu am văzut, am fost la ei, ei colectează semnături, nu-ți iau buletinul. Eu personal tot... Este o procedură, trebuie să înregistrezi grupul de inițiativă. De ce? Ce puteți să fac 50 de semnături, eu singur, Andrei Popov și alții, fiindcă n-au nicio... Dar acest demers are valoare de mobilizare, de cunoaștere mai bună a electoratului. Nimeni nu poate verifica aceste semnături, fiindcă nu sunt colectate bazele, datele personale. Deci o campanie de PR pentru socialiști. În mare parte, asta, da. În primul asta rând. E o prostie. Asta e încă o încercare de a devia de la ordinea... Și ca să încheiem altfel... Asta e încă o încălcare a promisiunilor electorale. Niciodată nu a vorbit Dodon până la alegerile prezidențiale despre împuternicire, Republică Prezidențială și mai departe. Deci asta e pur și simplu încă o încălcare a celor care au fost promise. Ca să încheiem altfel, ce planuri aveți de, nu știu, de sărbători de iarnă? Sau încă n-ați reușit să le faceți? Ce planuri? Eu voi fi la Chișinău, sincer, încă nu am gândit, dar vreau să revin la idee. Nu, trebuie, voiam să încheie ceva frumos. Uitați-vă, noi trebuie, într-adevăr, să nu neglijăm șansa să ne arătăm capacitatea de a influența lucrurile. Și acest referendum despre care s-a vorbit, anunțat de câțiva lideri de opinie,
și deja susținut de câțiva lideri de partide, el oferă această șansă. Fiecare, cel puțin am încercat și toți care gândesc așa, trebuie să facă și ei un efort, să iasă de pe divanul lor de la televizor, cel puțin să facă turul scării. Să, iarna să adună semnături. Asta e campania electorală, ceea ce faceți voi. Mi-ați întrebat care poziția civică. Ne ducem să colectăm semnături pentru oprirea... La Nisporeni. Dorim de succes ambilor. Eu vă mulțumesc, domnilor, foarte frumos că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult noroc în tot ceea ce urmează să realizați. Și ne mai vedem. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie ediția de azi a emisiunii Important. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.